Partidul Renaștere, în spatele căruia ar sta fugarul Ilan Șor, a organizat un marș în centrul Chișinăului. De această dată, manifestanții au cerut ca autoritățile să renunțe la proiectul privind noua denumire a așa zisei Zile a Victoriei, care a fost înlocuită cu sintagma Ziua Comemorării. Timp de 20 de minute, mulțimea a blocat bulevardul Constantin Negruții, iar acest lucru a dat peste cap circulația transportului public. Organizatorii au anunțat că au ieșit la protest pentru a manifesta față de modificarea denumirii Zilei Victoriei în ziua comemorării, dar și față de schimbarea datei în care va fi celebrată de acum încolo. Majoritatea celor prezenți la marș nu au dorit să ne spună ce îi nemulțumește. Venit la acest marș. Care este scopul? Nu. De ce ați venit astăzi la marș, spuneți-ne? Nu înțelegeți în limba română? Iar alții se pare că au încurcat protestele. De ce ați venit astăzi la acest marș? De ce ați venit? Tare ne ieftin gazul, poate pune și în 10 lei. Deci ați venit pentru ca să aveți serviciile comunale mai ieri? Nu, dar cum? Unii manifestanți însă au ținut morțiși să celebreze în continuare Ziua Victoriei. Eu doar vă întreb, în ce zi s-a terminat războiul? Eu nu dau examen. Eu examen aici nu dau. Istoricii spun că această zi a fost și este folosită de sovietici pentru a-și manifesta supremația, deși cel de-al doilea război mondial s-a încheiat în data de 8 mai 1945. Încearc să reanimez această sărbătoare sovietică, speculează, pentru că iar noi, care am fost o victimă de pe urma celor politici criminali care le-a instrumentat Stalin în acest spațiu, nu avem nicio treabă cu victoria Uniunii Sovietice în marele război pentru apărare patriei. Patria noastră nu era Uniunea Sovietică. Noi am fost încorporați cu desilă și am avut de suferit. Iar analiștii politici cred că aceste ieșiri ale opoziției de stânga sunt, de fapt, puținele argumente pe care le mai au împotriva guvernării. Folosesc acest eveniment în interpretarea propagandei ruse, iar propaganda rusă, de fapt, a confiscat acest eveniment în favoarea politicii imperialiste ruse. Și asta este o acțiune perfidă la care, iată că se asociază forțele politice pro-moscovite de la Chișinău. Proiectul de lege privind modificarea denumirii Zilei Victoriei în ziua comemorării și de schimbarea datei în care va fi celebrată a fost votat de Parlament pe 25 mai. Atunci, autorii proiectului, deputații PAS, spuneau că modificarea este necesară întrucât în societate sunt confuzii la acest subiect. Pe 8 mai este ziua comemorării, o zi tragică, care trebuie comemorată, iar 9 mai este ziua Europei. O zi în care sărbătorim pacea, sărbătorim integrarea europeană, sărbătorim bunăstarea, democrația și un lucru firesc atât timp cât Republica Moldova își dorește să fie parte a familiei europene, să se ajusteze inclusiv în aceste nuanțe simbolice.